Bun găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu. Într-adevăr, exclusivitate, discutam cu invitatul în dialogul de pregătire. Este pentru prima dată într-un studio de televiziune. A fost o atmosferă chiar cu zâmbete înainte de a porni camerele de luat vedere, atât ceea ce îl privește pe colegul meu din regie, cât și pe cel de la cameră. Da, un invitat... Cum să-l prezint așa, pentru că inițial am avut nevoie de aprobări pentru a putea să vină în studio. Ulterior însă am constatat că este deschis la dialog, este, de ce spun asta? Pentru că armata, ca să o numesc așa generic, impune parcă așa un alt fel de, nu știu, de punct de vedere, da? Însă fără să impietăm, Doamne ferește, vreo secundă asupra imaginii armatei române, ci dimpotrivă, am onoarea, haideți să mă exprim așa, să am alături de mine în studio astăzi pe Sergiu Scorța, locotenent la baza de instruire pentru vânători de munte Bucegi din Predeal. Bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! M-am exprimat corect, da? Da! Mă bucur că sunteți aici, îmi spuneați înainte de emisiune că n-ați mai dat niciun interviu filmat, să spun într-adevăr, așa. Nu am mai dat. De unde a pornit toată povestea aceasta, toată pasiunea pentru sport? Fiindcă să poți să faci așa ceva, ai nevoie de o condiție fizică deosebită. Așa este. Pasiunea de pentru sport a început de când, din copilărie, încă din clasa a noua. Bineînțeles că între timp alergam, fotbal... N-a fost o renunțare așa în proporție de 100%, nu? Da, într-adevăr. Apoi, după IMEA, după bacalaureat, rezultatele au fost foarte bune. Părinții insistau să merg la o facultate. Eu am zis nu, doream foarte... Deci în clasa 12-a, bine, o să procedez așa cum vreți voi, după ce s-a încheiat bacalaureatul, nu. V-ați ales un alt drum, nu? N-a fost vorba imediat despre o facultate. Nu a fost imediat vorba despre o facultate. Doream să merg la facultate, într-adevăr, dar am zis pentru câteva luni să plec un pic în Germania, să îmi câștig acea mașină a mea, care orice tânăr și-o dorește. Vă doreați o mașină. Da. Am mers în Germania, am lucrat acolo un an de zile, nu vreau să accentuez pe treaba asta, dar în acest timp mi-am cumpărat niște greutăți, continuăm cu sportul, continuăm cu alergările de noapte. Urmând ca... Condiția fizică s-a păstrat. Da, așa, s-a păstrat, urmând ca după 8 luni de zile să mă întorc în Brașov și să-mi reiau studiile. Am dorit să absolv Academia Forțelor Aeriene, Hericoadă din Brașov. Pentru asta m-am antrenat foarte, foarte mult pentru susținerea probelor practice și probele sportive, dar nu era suficient, nu? Nu mai era trebuia și ceva matematică, mai trebuia și... Într-adevăr, mai trebuia și matematică, mai trebuia și psihologie, mai trebuia și engleză. Am intrat în Academie, odată cu intrarea deci, în Academie... Deci, practic, admiterea a trecută okay. Cu brio, da. Odată cu intrarea în Academie, a început viața mea cu adevărat sportivă. Trezirea aceea la 6 dimineața și... Adică, program fix. Da, programul fix. Trezirea la 6 dimineața cu înviorare m-au ajutat oarecum să îmi capăt o condiție fizică. Pe zi, câte ore? Pe zi. Dimineața, de antrenament sau cum să le numesc, cum erau împărțite? Dimineața jumătate de oră la înviorare și seara undeva la 60 de minute, 90 de minute, deci o oră jumătate era. Asta se întâmpla zilnic? Zilnic. În afară de sâmbătă, duminică, unde eram plecat acasă în permisie. Și, în rest la unitate, da? Da, în rest la unitate, da, era suficient. Era suficient. Antrenamentul a continuat la Buzău timp de 6 luni de zile. De ce la Buzău? Am urmat cursul de școală de aplicație. Este un curs de bază timp de 6 luni de zile, urmând ca pentru următorii un an jumătate aproximativ să mă antrenez la Satul Mare. Da. Cu Adrian Oros, un prieten foarte bun și un coleg de la unitatea militară de acolo.
Să vă antrenați pentru? Să ne antrenăm pentru noi. Am reluat bodybuilding-ul, deci mersul la sală, culturismul, timp de un an jumate, fără oprire și fără alți factori care să ne influențeze, să zicem așa. A, de sport și atât. Da. Și urmând ca după un an jumătate să... Urmând ca după un an jumătate să mă antrenez la Gimbav. Așa. Antrenamentele la Gimbav la fel au fost unele destul de susținute. Și în ultima perioadă mă antrenez la Predeal. Așa, la unitatea unde și da, lucrați. La Predeal, unde aerul este mai rarefiat. Ajută asta? Da. De ce precizare asta? Ajută, într-adevăr. Ajută. Și odată cu nașterea fetei mele, fetiței mele, Letiția, mulțumesc. Să vă bucurați de ea. Ce s-a întâmplat odată cu nașterea Letiției? A fost un șoc pentru mine, intrasem în panică la un moment dat. Și m-am gândit că eu trebuie să fiu un exemplu. Pentru ea. Să fiu un exemplu pentru ea, într-adevăr. Nu că n-aș fi fost la felul în care mă comportam atunci, la felul în care existam. Totuși, am simțit că am o responsabilitate foarte mare. Și totodată cu această responsabilitate mi-am dorit să fiu un exemplu. Și cum aș putea să fiu un exemplu, cum aș mai fi putut acum la vârsta asta să fiu un exemplu pentru ea, să fiu prin sport. Sportul îți impune o disciplină, cu punctualitate, un stil de viață este. Astfel... Ce decizie ați luat? Decizia de a mă înscrie la un cross de 5 km. Așa. La care m-a invitat vorul meu, Zeno. Și a fost un cross ținut de Fundația Rafael din Codlea. Și m-am gândit în principiu, 5 km, am probele, 3 km și le alerg fără probleme. Nu cap pe discuție. Nu va fi cine știe nu ce. Nu va fi cine știe dacă ce. Dacă vor vorbi despre da. 5 km. Și am plecat în cursă, primul sfert de curs a fost în regulă, până când am început să facem o urcare susținută, care... Am avut o felul de trăiri în timpul acela. În sensul că nu mai puteam. Eram istovit de puterii. Simțeam că, într-adevăr, mi-am dat seama în momentul respectiv că antrenamentul meu pentru așa ceva nu a fost și... Și s-a văzut, nu? S-a simțit diferența. Am terminat cursa, cred că al 16-lea din 50, dar cu greu. Și mi-am tras un semn de întrebare. Semnal de alarmă, ceva nu e în regulă. Și am zis, gata. M-a prins competiția, m-a prins foarte tare și am început să mă antrenez pe alergare montană. M-am antrenat începând din toamnă, anul singur? Trecut. Sau... La început singur, alergări nocturne, așa. Când dormea fetița după ce făceam baie și totul era în regulă, lăpticul, plecam la alergare undeva la 11 seara. Era extraordinar. Liniște, erai tu cu tine și cu muzica din căști. Urmând ca în iarnă să mă antrenez cu o colegă de la Predeal, cu Mihaela Călinescu, care este o campioană. A alergat foarte mult la semi-maratoane și maratoane. Știe. Da, știe și a câștigat multe curse și mi-a deslușit multe secrete alergării montane. În ceea ce privește da. Alergarea montană. Totodată cu venirea anului 2018 m-am gândit să fac ceva măreț, mai măreț. Tot și... cu Letiția acolo aproape, nu? Da. Și era și anul centenarului. Da, este anul centenarului, am zis să sărbătoresc într-un fel și am zis să fac o ascensiune. M-am documentat un pic, am vorbit cu un coleg de-al meu, maiorul Burlacu Viorel, care a fost pe Mont Blanc și am decis să merg pe Mont Blanc. Pentru asta trebuie să încheg o echipă. Câți coechipieri erau? Exact aceasta era întrebarea pe care voiam să vă adresez. Eu și încă 3 campioni. 4 campioni total, da. Și ce a urmat?
Ce a urmat? A urmat căutarea colegilor. Prima dată am vorbit cu Florea Adrian, care în 24 de ore mi-a dat răspunsul pozitiv, a acceptat să vin, a fost de acord. Da. Urmând să întreb, la început am dorit să întrunesc o echipă, să închei o echipă doar de la Predeal. Dar, de la unitatea militară unde activați. Dar? Nu a reușit în totalitate. A fost singurul care a acceptat, a fost Florea Adrian, ceilalții refuzând din certe motive. Au răspuns, nu este opțiunea fiecăruia. Dar și pentru asta... Și ce a făcut? Ați trecut de aerul Arefia de la Predeal și ați ajuns unde? Am ajuns la Bacău. Am ajuns la Bacău prin Adrian, prin Florea Adrian, care... este într-o asociație de voluntariat care face remarcări în Carpați. Da. Remarcarea traselor montane. Acolo avea un coleg care, tot militar, a discutat cu el și a propus această ofertă. A fost de acord, tot așa, într-un timp foarte scurt. Scurt, da. Eu neștiind despre cine este vorba, mi-a zis, este un coleg de la... Bacău. Este un coleg de la Brașov. De la Brașov. Este locotenent... Și n-am băgat de seamă. După ceva timp l-am întrebat, acum îl cheamă? Păi este vorba despre Andrei Pahomi. Păi Andrei Pahomi a fost cu un an mai mic în Academie ca mine și la master am fost colegi de masterat. Urmând ca să vorbesc eu cu un prieten al meu din copilărie, cu Drăgan Alexandru, coleg de liceu, munțoman, care a acceptat în câteva zile. Asta s-a gândit. S-a gândit. Și a fost de acord. Și uite, așa s-a format echipa de patru, da? S-a format echipa de patru. Prima dată am vorbit foarte mult pe rețelele de socializare, urmând să ne întâlnim la Brașov. Am băut prima bere împreună. Așa. Am pus totul pe hârtie și ne-am propus să începem antrenamentele. Eram conștienți că trebuia să urmăm un antrenament individual și totodată unul colectiv. De ce zic colectiv? Pentru că contează foarte mult coeziunea grupului într-o astfel de expediție. Fără legăturile dintre membrii grupului, da, felul în care vă completați. Felul în care ne completăm, felul în care ne conlucrăm împreună și mai ales cu material de alpinism. În sensul că acolo, pe Mont Blanc, în timpul ascensiunii, mergi foarte mult legat în coardă. În cazul în care un membru al echipei alunecă și cade într-o crevasă sau alunecă, se întâmplă un astfel de incident, ceilalți automat se aruncă este un procedeu care te arunci pe burtă cu pioletul în mână și te blochezi de gheață pentru a-l susține pe cel care este în pericol. Am început antrenamentele individuale imediat după aceea. M-am gândit că ar fi bine să mă înscriu la cât mai multe competiții ca să fiu foarte, foarte focusat pe antrenamente. Antrenamentele pentru competiție, respectiv scopul principal, ascensiunea pe Mont Blanc. Așa. M-am înscris la competiții locale din Brașov, mai degrabă, mai exact, crossuri de 10 km, alergare montană. Mult mai bine pregătit decât la cel de 5 km. Da, urmând să particip imediat după aceste două crossuri, am participat la un duatlon la București, împreună cu soția mea, care și ea este o sportivă desăvârșită, Adelina. Am participat la duatlonul de la Mogoșoaia. Au fost 4,5 km de alergare în parcul din Mogoșoaia, 14 km de mountain bike, cu teren variat. Urmând să lași bicicleta și să mai alergi încă 3 km. Acolo am participat alături de campionul național de Ciprian Bălănescu și de alți mari sportivi. Acolo am luat locul 3, da, la categoria de vârstă și soția mea locul 2 la categoria de vârstă și la categoria primul meu duatlon locul 1. Felicitări. Mulțumesc! Și acum să revin... Am început și antrenamentele colective. Primul antrenament a fost pe timp de iarnă, în Piatra Craiului, pe vârful Ascuțit. Ce ați făcut acolo efectiv? Pentru că, sigur, oamenii nu știu, pentru că sunt puțini cei care
practică astfel de sporturi și implicit au nevoie de astfel de antrenamente? În primul rând, am verificat echipamentul care deja îl cumpărasem. Trebuie să te obișnuiești începând cu bocanci, colțari, toate echipamentele să, în funcție de temperatura care este afară, să știi cum tu cum reacționezi la acele și cum lucrezi cu acele echipamente. Ce trebuie să folosești? Ce trebuie să folosești? Să nu moment, nu? Să nu bagi în raniță, cum e vorba, să nu bagi în raniță lucruri inutile. Ce nu trebuie? Ce nu trebuie? Au fost și experimente de astea când dați-ne un exemplu. Am fost cu prietenul meu Alexandru Bunescu din copilărie. Am fost pe vârf Omul, o călătorie de 2 zile, cu dormit la refugiu Bătrâna, pe muntele Bătrâna, și au Astrungă, o tură foarte frumoasă. Și ce-ați acolo greșit? Bineînțeles că am luat prea multă apă, deci din start mie mi-a rămas undeva la 2 litri de apă. Pe care le-ați cărat degeaba. Da. Și când am ajuns la refugiu, ne-am așezat să mâncăm, am văzut că el scoate pâinea de 1 kilogram. Pâinea de 1 kilogram și bineînțeles foarte multă mâncare care nu era necesară. Și atunci am dat seama, da, este un semnal de alarmă, trebuie care trebuie să tragă niște concluzii după această tură. Și să-și dozeze foarte bine hrana. Și care nu numai. Da. Ci și... Da, bine, asta a fost o experiență undeva în clasa 9, deci în timpul liceului. Veche. Da. Să ne întoarcem la... Da. Deja discutăm despre experiență dobândită, da? Da, nu se mai corect. Fac astfel de erori. Și am plecat în ascensiunea pe Piatra Claiului de la fundra lui Botorog, cabana cu următura. La cabana cu următura deja vremea se răutățise foarte mult și nouă ne plăcea. Pentru că provocarea ne antrenam, mai mare. Da, și ne antrenam în condiții mai extreme. Traseul cunoșteam, l-am făcut pe timp de vară, dar pe timp de iarnă era foarte dificil. Deci cu totul altceva, alte condiții, da. Sigur că da. Și ajungând în creastă, vizibilitatea era foarte, foarte redusă, undeva la 2 metri, 3 metri. Și legați în coardă, aveam la noi echipamente. Aveam la noi echipamente de, în caz de avalanșă. Deci eram foarte pregătiți din punctul ăsta de vedere și ne bazam pe chestia asta. Da. Apoi, ca tura a doua, ascensiunea a doua a fost pe vârful Lepspes, care nu l-am cucerit. Mai aveam undeva la 300-400 de metri. Și ce s-a întâmplat? Din cauza viscolului a trebuit să ne întoarcem. Deciziile sunt unele mărețe. Foarte importante la în astfel potrivit. De condiții, da? Da. Mă opresc sau continui? Extraordinar, sunt de importante în astfel de condiții. Depinde de viața, nu? Poate să depinde, da, de viața așa de o astfel de decizii. Și căutam să facem ascensiunii cu o diferență de altitudine cât mai ridicată într-un timp cât mai scurt. Cât mai scurt, da. Ca să ne obișnuim cu nivelul de, cu altitudinea și cu presiunea, să ne obișnuim, să vedeți cum reacționează organismul, să se da. Obișnuiască. Și cea la treia tură a fost o tură nocturnă. Ne gândeam că ne așteptam pe Mont Blanc undeva o să plecăm noaptea. Da. Și am plecat de pe Valea Glăjeriei spre cabana Mâlăiești, undeva la 2 noaptea. Sunt câteva poze atașate. Da, o să... Am ajuns la cabana Mălăiești, Hornul Mare, vârful Omul, unde am văzut răsăritul extraordinar. De la vârful Omul am plecat pe vârful Bucșoiu, Valea lui Stache și înapoi la cabana Mălăiești și ulterior la mașină. După ce s-a încheiat și acest traseu? După ce s-a încheiat și acest traseu... Ați spus de la că sunteți pregătiți? Da, într-adevăr consideram că suntem pregătiți. Consideram că suntem pregătiți, fiecare s-a antrenat și individual. Cum spunea Holia Colibășanu, românul nostru care a ajuns pe Everest de foarte multe ori, fără șerpași, foarte multe scări. Antrenamentul ideal pentru escaladarea unor munți, foarte multe scări. Și l-am urmat în acest sfat. Și a fost important. Și a fost important, într-adevăr. Traseu de anduranță îmbinat cu porțiuni tehnice, Mont Blanc? Da, este un traseu de anduranță îmbinat cu porțiuni tehnice. Este un traseu pe care eu consider în momentul de față că poate să-l facă oricine care
se antrenează în funcție de... Mi-a spus asta și înainte de emisiune, cer scuze că vă întrerup. Și v-am spus și atunci și repet și acum. Este nevoie de foarte multe calități să poți să faci asta. Da, îți trebuie curaj, îți trebuie voință, îți trebuie... Ambiție, determinare. Da? Dacă le ai pe acestea, condiția fizică o poți forma încât să te ajute să cucerești acest vârf. Care a fost sau dacă a fost, mai corect, a fost un moment în care v-ați gândit să renunțați, gata, nu mai, nu am vrut, am, nu? Nu a fost, nu a fost. Grupul era foarte închegat și foarte bine ne înțelegeam, ne încurajam unii pe ceilalți, asta a contat foarte mult. Mulți mi-au spus cu experiență, ai grijă pe cine iei, ai grijă cu cine mergi, pentru că contează enorm. Enorm. Contează enorm. Grup. Contează să mergi cu oameni care nu clachează psihic. Și chiar dacă oameni clachează, care se mobilizează la nivel psihic, cei, da? Dacă clachează unul, ceilalți trebuie să renunțe la visul lor pentru a-l duce pe cel care a clacat să-l ducă la un refugiu, la un... Într-un loc în care să fie, da, în siguranță. Deci nu a existat niciun moment în care să ne gândim să renunțăm. Unde a fost cel mai greu? La 3200? La 3600? Pentru mine a fost cel mai greu, a fost la 3600. A fost ascensiunea de la refugiu Tătărose, care este la 3187, spre refugiu Gute, la 3835. A fost cel mai greu din punctul meu de vedere, pentru că a fost traseu tehnic, dar în momentul acela eu am simțit diferența de altitudine. Eu am simțit cel mai mult dintre noi. Ceilalți, preț de 10 minute, au avut dureri de cap. Da, da. Dar eu m-am simțit îngrozitor. Deci simțeam că inima mi pulsează în cap, aveam o tensiune foarte mare și am trecut peste aceasta. Asta voiam să vă întreb. Ce ați făcut? Ce am făcut? M-am hidratat foarte bine. Da. Am consumat cât mai multe, multe batoane de calitate și am ajuns într-un final. Ideea era că... Vă rog. Noi când am plecat în această ascensiune, a trebuit să facem rezervare la refugiu pentru a ne caza. Așa. Undeva în aprilie dădeau drumul la rezervări. De la 12 noaptea până undeva la 8 seara, când am intrat noi să facem rezervare, augustul nu mai exista. Era tot rezervat. Ocupa. Noi vroiam să mergem în august. Astfel am luat decizia să mergem în iunie. Mai aveam la alegere iunie sau octombrie. Am zis să mergem în iunie. Ne doream foarte mult. Nu mai puteam. Nu se mai putea amâna povestea aceasta, nu, așa? Nu se mai putea, deci nici de cum. Și? Septembrie. Sau septembrie-octombrie. Și eu am luat decizia să mergem în iunie. Așa. Echipamentul era achiziționat, era probat, era tot în regulă. Și ne-am pornit. Numai pe 1 iunie. Și ați reușit. Ne-am pornit pe 1 iunie în vinerea. Sâmbătă dimineața am ajuns în Les Huci, orașul Les Huci din Franța, care este lângă Chamonix. Mașina nu s-a oprit absolut deloc. Și a trebuit să ne-am acomodat un pic cu orașul. Cazarea a fost la camping. Nu... Să zic că nu ne-am permis să ne cazăm la hotel sau la pensiune. Fără sponsorizări, cu alte cuvinte, fără să înțelegem toată această... Da, fără sponsorizări. Am căutat foarte multe sponsorizări. Din păcate nu le-am găsit. Răspunsurile au fost că dacă mergeai pe Everest, poate găseam sponsorizare. Aia, da. Dar, și probabil că dacă le spuneați de Everest, vă răspundeau dacă era în altă parte. Da, într-adevăr. Și în caza la camping... urma să mergem să vedem orașul, să vizităm un pic Chamonix și să mergem foarte important la Casa Vremii. Este o casă, așa, Casa Vremii, cu în care îți dă vremea în timp real. Au niște sonde în ocean și este foarte, foarte exact. Ceea ce era foarte important pentru noi. Spunea exact când o să plouă, spunea exact când o să înceapă vântul.
Au fost de folos acele informații? Da, într-adevăr, au fost de folos. Și am mers să ne odihnim, că după atâta drum în care nu am prea dormit, următoarea dimineață urma să plecăm undeva la 4:40 am plecat. Duminică dimineața, deci pe data de 3, am plecat la 4:40 din Leshuci, unde altitudinea de 995 de metri, am început ascensiunea, deci știam că nu ne mai întoarcem la mașină fără să cucerim vârful. Sau nu. Existau două variante, da. Nu? Există, de fapt, două variante. Cum a fost acolo sus? Nu mai avem timp, din păcate, cred că ne-ar mai trebui. Dar emisiunea se apropie de final. Cum a fost acolo sus? O să spun un pic în mare. Scurt. Am făcut ascensiunea spre... ascensiunea se poate face odată doar la picior sau poți să mergi cu telecabina. Așa. Și apoi să iei tramvaiul de Mont Blanc. Noi am ales varianta pe jos. Am ajuns la Belleville la 1801 metru, apoi am luat-o pe cărarea, am mers pe cărarea care însoțește calea ferată a tramvaiului de Mont Blanc până la Nidielg, care urmând să mergem spre Tătărose. De la Tătărose spre refugiu Gute și asta am făcut-o în prima zi. Deci am plecat la 4:40 și am ajuns undeva la 6 în seara. În prima zi. În cea de-a doua? În cea de-a doua a trebuit să facem aclimatizarea. Ne-am trezit, am luat micul dejun și am plecat în aclimatizare. Aclimatizarea am zis să mergem până la refugiu Valo, care este sub vârf, deci undeva la 4362, exact, și să ne întoarcem la refugiu. La refugiu ne-am trezit, deșteptarea a fost undeva la 2 fără un sfert noaptea, la 2 se servește cina, urmând ca la 3 am intrat în traseu. La 3 am intrat în traseu și am ajuns la 7:58 pe vârf. Deci după 5 ore am ajuns pe vârf, am sărbătorit, dar fără șampanie, fără... Cum ați sărbătorit? Am sărbătorit. Ne-am luat în brațe, ne-am felicitat unul pe celălalt. Așa. A fost un moment extraordinar. Îți dădeau lacrimile, nu de la vânt, ci de la emoție. Da. Extraordinar. O trăire extraordinară pentru care a meritat efortul de a te antrena atâta timp și a fost spectaculos. În acea zi, imediat după vârf, la 8:25, am plecat până jos în oraș. Deci de la 3810 metri, de la 4810 metri am coborât până la 995 de metri. Deci coborâre unde am... Scopul fusese atins. Altfel ați reacționat, altfel era mentalul. 30 de secunde de răspuns, vă rog, ce urmează? Ce urmează? Doresc să mă antrenez pentru un triatlon. Este un vis al meu de acum câțiva ani, un triatlon. Urmând ca pentru următorii, să zic 5 ani, să las o marjă de eroare, să particip la Ironman. Vă doresc succes. Păstrăm înregistrarea și vă mai aștept aici și cu alte experiențe. Succes și să vă trăiască micuța. Mulțumesc frumos. Și doamna la fel. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi. Sunt Amelia Vulcu. Ne revedem joia viitoare. Până atunci, numai bine. Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu, numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu, numărul 1.